Hei, Robitoc, pot să te ajut? Sigur, dar trandafirii aceștia au spini. Te poți înțepa și îmbolnăvi de tetanos, de exemplu. Ai făcut vaccin împotriva tetanosului? Da, ca toți ceilalți, dar urăsc injecțiile. De ce trebuie să facem vaccin? Bună întrebare! Să plecăm în căutarea răspunsului imediat! Da! Hai cu Adibu, aventura începe. Hai cu Adibu, să înveți cât zece. Hai cu Adibu, nimeni nu te întrece. Hai cu Adibu! Când te frământă o problemă grea, de ce și cum vei întreba? Cunoașterea stă în puterea ta! Hai cu Adibu, aventura începe. Hai cu Adibu, Adibu, aventuri în corpul omenesc. Reportare! Episodul 37. De ce trebuie să fim vaccinați? Organismul e cumva pe cale să fie vaccinat? Da, acum ar trebui să intre pe aici. De fapt, vaccinările se pot asemăna cu antrenamentele dinaintea unui meci de fotbal. Corpul se antrenează pentru a te putea proteja de microbi. Wow! Cred că am greșit când am calculat poziția. Nu vreau să fiu țepat! Doamne! Vaccinările chiar te înspăimântă! Să vedem dacă nava e intactă! Dumnezeule! Sunt mii de microbi aici! Dar e ciudat că nu par prea nesuferiți! Nici măcar nu se mișcă. E normal, sunt morți. Vaccinul presupune injectarea unui microb sau virus ce cauzează o boală. Dar acest microb e inofensiv pentru că e deja mort. Dar ce rost mai are atunci? E menit să declanșeze reacția sistemului imunitar. Ce e un sistem imunitar? Sunt toate acele celule care ne protejează împotriva microbilor. Să ne întoarcem până nu suntem înghițiți. Aceasta este o familie de globule albe. De exemplu, aceasta va înghiți microbul și îl va arăta altor globule albe luptătoare care îl vor ține minte. Hei, ai grijă! Vom fi înghițiți și noi! Această globulă ne-a confundat cu un microb al vaccinului. Unde suntem acum? Într-un nod limfatic. Microbii sunt prezentați aici altor globule albe pentru a le avertiza împotriva pericolului. Să ieșim repede din această globulă! Aproape că am reușit! Nu! Robitoc, ai văzut câte globulețe albe erau în jurul acestei globule? Da, le instruia. Le învăța să recunoască microbii din vaccin, după care se înmulțesc. Astfel vor ști să recunoască inamicul. Sclipitor! Așa că data viitoare, când apare acest microb, globulele albe îl vor recunoaște și îl vor nimici. Exact! Sistemul imunitar ține minte toți dușmanii. Virusul pojarului tocmai a intrat în plămâni. Să mergem să-i dăm o mână de ajutor sistemului imunitar înspre plămâni. Gata, am depistat virusul la dreapta. Chiar acolo, atac! Iată și celulele albe care păzesc zona. Corpul a fost vaccinat împotriva pojarului, așa că au fost instruite să recunoască virusul. Era și timpul! Acum putem scăpa mai repede de un virus. Doamne, ăștia ce mai sunt? Anticorpi, unul dintre mecanismele de apărare ale sistemului imunitar. Unele celule albe produc anticorpi ce se prind de virus și îi distrug. Adibu, nu ar trebui să stai acolo. Dacă organismul confundă nava cu un virus, vom fi din nou în pericol! Hai să mergem! Fiindcă toți sunt vaccinat, hai să te ajut la grădinării. Bine, dar nu ți-e frică de înțepat? Mă duc să-mi iau niște mănuși. Acum ai înțeles de ce e important să fim vaccinați? Bineînțeles! Avem nevoie de vaccin pentru ca sistemul imunitar să fie pregătit să ne apere în caz că ne-ar ataca vreun microb sau virus. Pe curând! Cel mai bun produs pentru...
chioșcurile de presă din țară. Kids Action îți aduce în fiecare lună o revistă și un desen animat cu personajul tău preferat, Tutenstein.